este un produs nelipsit din meniul nostru alimentar. Calitatea acestuia depinde de hrana găinii și de condițiile în care aceasta trăiește. Înainte de a-l procura, este bine să citiți cu regularitate eticheta de pe ambalaj, pentru că aceasta deține informații importante despre prospețimea acestuia. Important este să procurăm din acele locuri unde este asigurată marcarea pe ou, acea ștampiluță care denotă niște secrete, da, care pot fi ușor identificate atunci când este MD, este codul țării, iar înainte este un secret foarte mare, este o cifră, ea poate fi 1, 2 sau 3. Dăm foarte bine seama că cifra 1 vorbește despre acea vicul care păsările sunt crescute în aer liber. 2, când vorbim că sunt crescute la un spațiu închis, iar 3, cum este aici, ele sunt crescute în baterii, da? Ele sunt închise. Evitați achiziționarea produselor cu coașă crăpată sau spartă, pentru că nu sunt sănătoase pentru consum. Imperios este să atragem o atenție deosebită la acel ambalaj de gofraj, fie sub această formă, fie mai mare, indiferent, să nu fie murdară, da? Să nu fie umedă, să lipicioasă. Acest lucru va denota faptul că unele ouă sunt sparte, iar acel lucru ne poate pune în pericol sănătatea noastră, cu siguranță. De asemenea, consumatorii sunt în drept absolut de solicita tot felul de acte care prezintă inofensivitatea produselor. Ne dăm foarte bine seama că unii vânzători sunt foarte drăguți, dau ambalaje care nu au nimic cu acele ouă, da, de prin 2018, de prin septembrie și așa mai departe. Deci să fim foarte atenți. Acordați o atenție deosebită și asupra conținutului interior al produsului. Cu cât albușul este mai fluid, iar gălbenușul este compact, cu atât oul este mai proaspăt. Deci în partea și ține de conținut, vorbim aici de albuș, ar trebui să fie transparent. Important la ou este niciun secret, dar toate gospodinile își dau seama, toți ne dăm seama, mirosul. Deci ouul, dacă prezintă un miros înțepător sau un miros nespecific, este un produs alterat care refuzăm să-l consumăm. Ouul are un miros specific, deci la prima vedere putem să-l apreciem dacă este corespunzător sau nu. Deci gălbenușul să fie închegat, da? Strâns, nici într-o caz să se desfacă. Vorbeam de albuș să fie limpede, să fie transparent. Și nici într-un caz să nu admitem procurarea ouărilor cu fisuri sau inclusiv așa murdare cum sunt. Cele învechite se recunosc după următoarele caracteristici. Coaja este lucioasă, albușul are viscozitate foarte mică și este apus, iar gălbenușul este lipit de coajă sau vărsat în albuș. Ouăle care provin din gospodării și care sunt comercializate la marginea drumului nu sunt recomandate pentru a fi procurate. Odată cu comercializarea ouului în stare proaspătă, da, care sunt expuse de către avicole diverse, varie calitate sau varie aspect, varie produs, calitate, vorbim de categoria 1, 2, 3, condițiile de creștere a păsărilor, unele persoane fizice în comerț stradal, care de fapt este ilegal, mai pun la dispoziție și, după cum ați văzut, acele ouă care sunt obținute la tranșarea sau la tăierea unei păsări, categoric este interzis, mai ales în condiții insalubre, de a fi comercializate. Ținem să atragem atenție deosebit și consumatorilor, de a nu încuraja acest fenomen, de a nu ne pune în pericol viața, sănătatea proprie, mai mult ca atât că nu obținem niciun document, încurajăm fenomene care ne pot pune în pericol viața și sănătatea noastră în calitate de consumator. Ouăle trebuie să fie consumate sau termenul este nu mai mare de 28 de zile. Să fim atenți atunci când le procurăm. O recomandare foarte mare pentru consumatorii noștri, să facă toate cumpărăturile și abia la sfârșit să meargă după ouă. Nu este bine de a păstra sau de a transporta ouăle prin toată piața și abia peste 2-3 ore să ajungeți la domiciliu. Așadar, vă recomandăm să procurați ouăle numai din locuri autorizate, care asigură condițiile igienico-sanitare corespunzătoare, și evitați produsele expuse spre vânzare în stradă. Chiar dacă sunt vândute la un preț mai mic, acestea reprezintă un risc pentru sănătate.